Bună ziua, este ora 14. Bine v-am regăsit, urmăriți în continuare Talk B1. Suntem în așteptarea unor declarații de presă de la guvern, acolo unde, în urmă cu foarte puțin timp, s-a încheiat ședința de guvern. Un briefing de presă susținut de ministrul muncii, Marius Budăi. Foarte importante declarațiile ministrului în contextul în care, la această oră, încă este în desfășurare în București un protest de amploare, aproximativ 5.000 de oameni de la Blocul Național Sindical protestează pe străzile capitalei. Traficul este complet paralizat la această oră în capitala României. O să vedem mesajul pe care ministrul muncii îl transmite românilor în acest context în care sindicaliștii trag semnale serioase de alarmă cu privire la starea economiei din România în acest context al războiului din Ucraina. De asemenea, va vorbi de la guvern și ministrul mediului, apelor și pădurilor, Tanțoș Barna, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilo, și purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru. O să venim la guvern de îndată ce încep aceste declarații de presă. Deocamdată ne îndreptăm atenția asupra informației acestei dimineți cu privire la atacul premeditat asupra ambasadei Rusiei la București, care a făcut repede înconjurul lumii. Presa internațională a preluat într-un timp foarte scurt știrea că un bărbat a intrat intenționat cu mașina în poarta instituției. După impact, bărbatul și-a dat foc în mașină și a murit carbonizat. Polițiștii l-au identificat pe șofer și este vorba despre Bogdan Drăghici, fost președinte al asociației Tata. Bărbatul primise ieri o condamnare de 15 ani și 4 luni de închisoare pentru viol. Între timp a venit și punctul de vedere al ambasadei Rusiei la București cu privire la acest subiect. Oficialii ruși spun că nu există nicio îndoială că bărbatul a comis acest act sub influența unei explozii de isterie antirusă în legătură cu o provocare regizată în orașul Bucea. În acest mic oraș ucrainean, nu departe de Kiev, abandonat de armata rusă în urma acordurilor încheiate la Istanbul pe 30 martie, naționaliștii ucraineni au masacrat civili, punând vina pe personalul militar rus, se arată în acest comunicat. Deci, practic, conform ambasadei Rusiei, acest bărbat, Bogdan Drăghici, a fost victima unei dezinformări venite din partea ucraineană. Vreau să-i salut pe invitații mei la această oră în platou, sociologul Gelu Duminică. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Salut. Bună ziua! Îl salut și pe jurnalistul Ciprian Purice. Este în legătură video direct alături de noi. Te salut, Ciprian, îți mulțumesc foarte mult! Vreau să vedem și poziția ambasadei, a Ministerului Afacerilor Externe de la București, care transmite printr-un comunicat de presă imediat după ce am văzut poziția ambasadei Rusiei la București, că respinge luarea de poziție de astăzi a ambasadei Federației Ruse la București în urma incidentului regretabil care a avut loc în această dimineață. MAE consideră ca pripită și complet nepotrivită și inoportună calificarea în orice fel a acestui incident. Vreau să pornim discuția, Gelu Duminică, de la aceste acuzații extrem de grave care vin din partea Federației Ruse, legat de nefericitul incident care a avut cumva o notă personală, dacă vrei, pentru că s-a tot dezbătut în această dimineață despre motivele care au stat la baza deciziei acestui individ să recurgă la acest gest. Da, omul era un dezaxat și uite, justiția stabilise zilele trecute că e un dezaxat în momentul în care i-a dat 15 ani pentru că și-a violat propria fiică. Da. Pe de-o parte, pe cealaltă parte, propaganda funcționează. Da? Și e normal ca propaganda rusă să încerce să folosească acest incident pentru a-și vinde marota. Uite cât de ostracizat suntem noi suntem nevinovați, toată lumea, manipulare, etc., etc. E dictonul celebru, hoțul care strigă hoț, e normal. Adică nu mă așteptam să se întâmple altceva, de asta spun că e normal. Da? Pentru că, de fapt, asta e agenda. Și vor fi tot felul de evenimente, tot felul de declarații care vor fi folosite de propaganda rusă pentru a-și vinde temele și ideile. Iar ideile sunt simple. Noi denazificăm, noi suntem buni, n-am făcut nimic.
Ucraina e nasoală, noi salvăm omenirea. Asta am făcut întotdeauna. Asta e agenda sub rusă, sovietică și rusă în momentul de față. Așa că orice incident, orice declarație va fi folosit în scopul ăsta. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să dăm mai multă importanță decât este cazul. Aici e o chestiune diplomatică pe care diplomația românească trebuie să o rezolve, da, și să o estompeze. Din punct de vedere al societății, trebuie tratată în nota obișnuită. Adică rușii nu sunt vinovați de nimic niciodată. Asta a fost istoric. Nu au invadat pe nimeni, nu au făcut nimic. Tot ceilalți sunt de vină. Ei au fost eliberatorii. Asta este agenda rusă de 150 de ani încoace. Dar să te folosești de un asemenea context pentru a pune încă o dată accentul pe ceea ce Rusia face de câteva zile încoace, de când au apărut acele fotografii terifiante din Bucea. Domnule, a fost un fake news grosolan și că practic am fost partizani, mass media, absolut toate sursele de informare din Ucraina la acest fake news. Absolut. Președintele Ucrainei. Da, și uite, vedem că sunt încă... Nu, pe mine nu mincinosul mă sperie. Pe mine nu mă sperie, cum să spun eu, partea rusă care își promovează agenda, cum să spun eu, așteptată. Nu ne așteptam ca Rusia să zică acum, stați puțin, că de fapt noi am făcut niște crime de război pe acolo. Da, sau să zică acum, dom'le, stați puțin, că de fapt e un dezaxat care a făcut chestia asta. Nu ne așteptam la povestea asta. Pentru mine problema e, sunt influencerii din România care dau apă la moară unor astfel de mesaje. Pentru mine problema sunt reprezentanții ai noștri din Parlament care s-au dus cu pălăria în mână la ambasadă să ceară iertare. Da? Pentru mine problema este senatoarea din România care făcea live și zicea, stați puțin, noi suntem echidistanți, trebuie să-l aducem și pe Putin în Parlament să spună punctul lui de vedere. Pentru mine dezaxații sunt dezaxați. Da? Nefericitul ăla, da, care s-a incendiat, e un dezaxat. Pentru mine, conducerea actuală a Rusiei este tot o conducere dezaxată. Eu nu am de gând să comentez mai mult chestiile astea, care sunt, țin de manipulare grosolană, evidentă, da, și de, cum să spun eu, a încercat să normalizez rău. Aici e marea problemă. Da? Pentru mine, marele pericol nu este, cum să spun eu, agenda lui Putin, pe care o știm. Pentru mine, marea problemă e agenda lupilor îmbrăcați în piele de oaie, pe care îi vedem peste tot în jurul nostru, și în zona politică, și în zona de media, și în zona de decizie. Ăștia care promovează agenda asta, da, rusă, cum să spun eu, cu nesimțire crasă. Pentru mine aia e problema, nu neapărat. Ciprian Purice, putem vorbi de un conflict care s-a iscat odată cu acest nefericit incident? Am văzut o reacție foarte promptă, dacă vrei, a ambasadei Rusiei la București, după care a venit poziția MAE, care a catalogat acel comunicat al ambasadei Federației Ruse la București ca fiind complet nepotrivit, inoportun. O să îmi răspunzi, te rog, la această întrebare după ce îl urmărim pe ministrul Muncii. Vă promiteam că urmează declarații la Palatul Victoria. La sancțiunilor aplicate Federației Ruse din cauza războiului din Ucraina, și sunt aici trei țări care, pe care le-am identificat din discuțiile pe care le-am purtat cu mediul de afaceri, și anume Belarus, Ucraina și Federația Rusă. Susținem în calitate de guvern orice măsură de sancționare a Rusiei, dar susținem în același timp că niciun cetățean român nu trebuie să sufere. Și în această idee am venit astăzi cu o ordonanță de guvern prin care am reglementat că acei salariați care, al acelor societăți comerciale care vor suferi din cauza sancțiunilor, dar și cele de pe linia de aprovizionare, să beneficieze de acel șomaj tehnic, și anume 75% din contravaloarea salariului, dar nu mai mult de salariul mediu pe economie. O altă măsură extrem de importantă și o măsură la care eu țin foarte mult, deoarece sunt un lucrător vechi în asistență socială, este strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități, strategie intitulată de noi, de Ministerul Muncii, o Românie echitabilă 2022-2027. De asemenea,
și un plan operațional de implementare a acestei strategii. Noi ne urmărim această strategie și planul urmărește practic stimularea participării active a persoanelor cu dizabilități în cadrul pieței muncii, dar și o participare deplină a lor la luarea deciziilor ce îi privesc. Cred că dacă ne vom, sunt convins, nu cred, dacă ne vom ține de această strategie până în 2027, vom putea vorbi atunci clar de o strategie a persoanelor cu dizabilități și de o Românie echitabilă, așa cum am intitulat generic acest program, această strategie. Tot astăzi, în ședința de guvern, executivul a aprobat un proiect de hotărâre, un proiect de hotărâre mai tehnic, o să vă spun doar câteva detalii, anume actul normativ clarifică prevederi cu scopul de a crește, performanța, de a crește calitatea sistemului de formare profesională. Știți cu toții că în ultimul an, în ultimii ani, de fapt, din cauza pandemiei, dar și acum din cauza războiului, piața forței de muncă a avut mult de suferit și multe modificări au intervenit asupra pieței muncii. Am făcut câteva clarificări la ordin tehnic care, spunem noi, o să o aducă în formarea profesională continuă a adulților multe beneficii. Vă mulțumesc frumos dacă sunt întrebări. Bună ziua, Luiza Girea de la TVR. Ieri Banca Națională a anunțat că inflația va fi în acest de luni mai mare decât anticipase anterior, în ciuda plafonărilor la gaze și energie electrică, adică peste 11%. Credeți că măsurile care se discută acum în guvern, acele vouchere de 50 de euro pe două luni, sunt suficiente pentru a ajuta populația să facă față acestor scumpiri exagerate? Vă reamintesc că tot în luna ianuarie, tot acest guvern a mai luat o măsură, anume un pachet social pe care l-am implementat în luna ianuarie. Venim și cu acest pachet de măsuri și dacă va mai fi cazul, vom veni și cu alt pachet de măsuri. Deci noi nu suntem puși aici decât de altceva, decât să avem grijă de cetățenii români. Aceste măsuri vor fi aplicate de la 1 iunie sau de la 1 mai? Haideți să fie luată decizia finală în coaliția politică. Noi ne dorim cât mai repede. Din câte știu eu, nu am fost la ultima ședință de coaliție politică, dar din câte știu, suntem cam pe forma finală. Este la îndemâna noastră a ministrilor atunci când pornim, când primim dispoziție de la coaliția politică care ne susține pe noi guvernul, să implementăm acele măsuri într-un timp cât mai scurt. Și voiam să vă întreb pe lângă șomaj tehnic, intenționați să prelungiți și măsura aceea cu sistemul Zarbait. German, cu Zarbait, exact, da. Care va expira, înțeleg, în... Va expira, încă este în valabilitate, 3 luni de zile după încheierea stării de alertă, discutăm și acest aspect, încă nu este luată o decizie. L-am discutat cu mediul de afaceri, am avut la inițiativa premierului și o discuție cu mediul de afaceri privind lucrătorii non-UE și procedurile de îmbunătățită, procedurile acolo, și suntem în contact cu mediul de afaceri și dacă va fi nevoie, vom lua în calcul și această măsură. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, dacă nu mai sunt alte întrebări. Mulțumesc mai frumos. Departe cu măsura suplimentării Programului Național de Investiții Angel Saligny, anunțată astăzi de premierul Nicolae Ciucă. Domnule ministru Cecheotiro, vă rog. Mulțumesc. Bună ziua. Astăzi, în cadrul ședinței de guvern, s-a aprobat proiectul. L-am urmărit pe ministrul muncii referitor la un pachet de măsuri pe care guvernul urmează să îl implementeze, sprijin pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități. Vorbea ceva și de șomaj tehnic, ministrul muncii. Decizii pe care guvernanții vor să le ia pentru a veni în sprijinul populației. Revenim la discuția noastră referitor la ceea ce s-a întâmplat în această dimineață la ambasada Rusiei din București și la reacțiile care au venit ulterior atât din partea ambasadei Rusiei la București, cât și a Ministerului Afacerilor Externe. Te rog, Ciprian Porice, îți pusesem o întrebare referitor la un posibil conflict care s-ar putea isca între cele două instituții în urma acestor comunicate de presă care au venit, halucinant gestul ambasadei Rusiei la București, care practic
condamna acest gest făcut de persoana care s-a incendiat, da, în fața ambasadei, ca fiind consecință a unui fake news grosolan furnizat în publicitate de presă și partea ucraineană. Da, să rămâne la neta din nou. Nu cred că va apărea vreun conflict, din simplu motiv că este retorica consacrată a ambasadorului Valerii Cuzmin. Îl cunoaștem de atâția ani de zile, îl știm și de pe vremea de când a fost ambasador al Federației Rusiei în Republica Moldova. E obișnuit domnia sa să împungă așa românii și statele astea două românești, atât de pe cele două maluri ale Prutului. Chiar într-un interviu recent pe care am avut ocazia să îl iau, îmi spunea cu nonșalanță cum România n-a avut niciodată Moldova, ci doar au fost 22 de ani de ocupație românească. Adică așa mi s-a adresat complet nepoliticos și complet fără a fi provocat, eu să-l fi provocat în vreun fel să dea asemenea răspunsuri. În privința isteriei generate de propaganda ucraineană, unde e ok, dar unde este și propaganda rusească care să ne arate dovezi, că eu când am vorbit cu dumnealui, asta i-am cerut. Dom'le, ucrainienii, ok dacă mint, dar ei ne dau imagini, video, mărturii de acolo de pe front care să le susțină partea lor de adevăr. Federația Rusă, dacă spune că sunt fake news-uri ucrainiene, unde sunt dovezile, imagini, video, unde sunt cozile? Milioane de refugiați care abia așteaptă să fugă în Rusia, da? Dacă totul e un fake news al mass media occidentale. Deci e retorica clasică a ambasadorului Cuzmin și a Federației Ruse din această perioadă, din păcate. Nu cred că va fi mai mult decât acest schimb de replici de astăzi, referitor la mașina care a intrat în poarta ambasadei Rusiei și s-a autoincendiat conducătorul. Singurii care vor suferi sunt săracii jandarmi, care vă dați seama la ce scene au fost nevoiți să asiste de dimineață. În rest, alte victime nu cred că vor mai fi. Să vă stinge acest incident nefericit, cred, cât se poate de repede. Am mai auzit pe unii că unde erau instituțiile statului, servicii și mai știu eu cine, care să-l oprească. Cum zicea și domnul Duminică, n-ai cum să oprești un dezaxat care s-a hotărât de capul lui să-și dea foc în fața ambasadei Rusiei. Adică aici nu e un complot terorist sau mai știu eu ce, adică o structură teroristă care să fi premeditat în prealabil așa ceva. Nu, e un om care într-un moment de suferință n-a mai avut discernământ și a recurs la un asemenea gest, reprobabil de altfel, pentru că ambasada și ambasadorul până la urmă ce vinau? Adică putem să-i criticăm, să-i certăm verbal, dar niciun alt mod. Adică gestul la care a recurs domnul Drăghici mi se pare complet, complet nepotrivit pentru țara noastră, așa cum este ea. Da, o să urmărim eventualele reacții ulterioare și, bineînțeles, modul în care decurge ancheta, pentru că asta e o altă poveste referitor la incidentul propriu-zis și la ceea ce s-a întâmplat de când bărbatul a ajuns acolo, după ce a stat de vorbă cu un paznic, înțeleg, ulterior a recurs la acest gest și a decedat. Vreau să venim în țară, pentru că discutam de repercursiunile din plan extern în România. Vreau să mergem la Botoșani pentru a vedea un incident șocant petrecut într-un liceu de acolo. Un elev a ajuns în stare gravă la spital cu arsuri. Cum s-a întâmplat totul este însă neclar. În timp ce băiatul spune că i-au dat foc colegii, aceștia susțin că de fapt el s-a jucat cu o brichetă și cu substanțe inflamabile. Pentru a lămuri ce s-a întâmplat, polițiștii au început o anchetă în acest caz. Urmărim un material realizat de colegii de la știri și comentăm acest subiect. Elevul a ajuns la spital cu arsuri grave după ce s-ar fi jucat cu o substanță inflamabilă și cu o brichetă. Colegii spun că au încercat să ia bricheta, însă tânărul le-a povestit medicilor că, de fapt, chiar colegii lui i-ar fi dat foc. Am avut sesizare în data de 4 aprilie 2022 cu privire la faptul că acesta s-ar fi autoincendiat în incinta unei unități de învățământ.
săptămâni din orașul Plămâni. Totul s-a petrecut luni după amiază la ultima oră de curs. La un moment dat, profesoara, care este și directoarea liceului, a ieșit din clasă pentru scurt timp. Ulterior s-a declanșat un adevărat haos în clasă și pe hol. Când am intrat, colegii o parte fugiseră și unul dintre ei îl ajuta. Am văzut că i-a ars. După ce am chemat salvarea, după ce a plecat copilul, am întrebat ce s-a întâmplat. Copiii au zis că doamna el a făcut-o. Avea o brichetă în mână, iar colegii spun că au încercat să ia bricheta. Nu știu cum s-a aprins. El atât striga: mi-au dat foc, mi-au dat foc. Ei au spus că nu este adevărat. Ulterior, din primele verificări, a reieșit faptul că un tânăr de 16 ani, în timp ce se afla în incinta unei săli de curs, iar profesorul lipsea din sală, ar fi antrenat flacără deschisă de la o brichetă către o substanță inflamabilă pulverizată dintr-un recipient sub presiune, împrejurare în care flacăra s-ar fi extinsă asupra îmbrăcămintei sale, provocându-i astfel arsuri la nivelul părții superioare a corpului. Băiatul a fost preluat de o ambulanță direct de la școală și prezenta arsuri grave pe față și zona toracică. După ce medicii l-au stabilizat, elevul a fost transferat la Spitalul de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. În acest moment, polițiștii desfășoară o anchetă sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma anchetei se vor stabili împrejurările în care s-a produs fapta. Ceea ce este foarte interesant în acest caz este că profesorul care lipsea din sala de clasă în momentul în care a avut loc incidentul este chiar directorul unității școlare, care a recurs la demisie. În momentul acesta se află în preaviz și de aceea nu a vrut să intre în direct să comenteze subiectul. Cel puțin aceasta a fost explicația pe care a oferit-o colegilor mei. Gelu Duminică, am discutat ieri despre elevi care făceau mici într-o sală de clasă, da? Am discutat despre alte altercații care au avut loc și discutăm mereu despre altercații care au loc în timpul orelor. Și eu mă întreb așa, dincolo de comportamentul elevilor teribilist, pentru că sunt și astfel de adolescenți, da, care sfidează orice regulă, e vorba de cadrele didactice, e vorba de supravegherea de care trebuie să aibă parte acești elevi, nu? E vorba chiar de puțin mai mult în acest caz. Copilul respectiv era un copil cu cerințe educaționale speciale. Tatăl său ne spune și spune că al său copil era victima bullying-ului de multă vreme. Foarte probabil, varianta 1, da, și-a dat foc singur, să fi cedat. Varianta 2, bullying-ul dus într-o formă extremă de agresiune. Da, să fi fost, în ambele cazuri, copilul ăsta este o victimă. O victimă a ignoranței noastre și ignorării noastre, da, a ignoranței noastre, că nu înțelegem că un șut în suflet înseamnă foarte mult și doare al naibii pentru copiii ăștia. Da, și ignorarea, știm foarte clar ce se întâmplă în sistemul educațional românesc, că bullying-ul e un fenomen și ne mai trezim așa, uite, când se aruncă unul de la etaj, ce s-a întâmplat în București, da, când, Doamne ferește, da, își dă foc sau i s-a dat foc, nu știu exact ce s-a întâmplat, sunt sigur că instituțiile vor veni cu un răspuns la final. Adică ceea ce, la ce trebuie noi să ne uităm aici, nu e să ne ducem pe fentă neapărat, da, ci trebuie să ne uităm cum promovăm noi diversitatea, echitatea, demnitatea fiecărui copil în școală. Pentru că dacă le promovăm pe astea, o să avem și siguranța aia de care spunem. Dar fiecare copil să se simtă bine la școală. Să nu fie ținta ironiilor pentru că e gras, pentru că are o balbiție, pentru că e de etnie romă, pentru că are o dizabilitate și așa mai departe. Dar, din păcate, la noi lucrurile astea se întâmplă. Se întâmplă ca fenomen, adică nu e o chestie accidentală aici-colo, ci e fenomen. Și noi ne facem că nu vedem. Da. Ceea ce s-a întâmplat acolo, din punctul meu de vedere, e un copil care a cedat. Da. Și care a devenit victimă fizică, să zicem așa, el fiind victimă emoțională de foarte multă vreme. Că a fost agresat sau că s-a autoagresat, nu știu. Profesorii aici, știi că, scuzați, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, știți, copiii ăștia de obicei sunt neglijați. Ei ajung să fie victime, în general, tocmai pentru că sunt neglijați. Și pentru că ambele sisteme, și sistemul de acasă, și sistemul educațional, nu reușesc să se completeze. Da? Și atunci copiii ăștia, cum să spun, sunt ai nimănui, de multe ori. Noi ne așteptăm ca ei să fie
foarte bine, inclusiv să se comporte ca niște oameni normali, noi tratându-i așa cu firmiturile societății. Dar nu sunt oare cadrele didactice complici în momentul în care acceptă bullying-ul în școli? Speranță, pentru că da. De multe ori știm că se trece cu vederea. Sunt anumite fapte așa mai puțin sancționabile. Cu siguranță, răspunsul este cu siguranță, da. Cel puțin tăinuitori sunt. Cel puțin tăinuitor. Sunt principalii vinovați. Însă sunt, n-aș spune principalii vinovați, din punctul meu ba de vedere, ci aș spune că sunt complici tăinuitori. Stai puțin, domnul Duminică, că am fost și noi copii. N-aveam copii în clasă care erau mai durdulii și grasul contrabasul mătură cu nasul. N-aveam copii în clasă care erau cu tenul mai brunet și făceam, le ziceam, dar nu depășeam o limită a copilăriei, a jocului. Da? Orele de dirigenție erau ore de dirigenție în care dirigintele venea și spunea: Purice, iar ai certat-o pe nu știu care colegă, și mi-a trăgea atenția că nu e în regulă. Adică profesorul, dirigintele, cadrul didactic care monitoriza acea clasă se implica și în problemele astea pe care dumneavoastră le-a semnalat foarte bine. Să fim serioși, profesoara de la Plămânzi din Botoșani nu era, domne, la oră, cum adică, că a plecat puțin pentru scurt timp din clasă. Era o oră tehnologică, ultima oră probabil s-a hușchit la cafea și la țigară în cancelarii. Hai să fim serioși, cunoaștem fenomenul. Deci mutăm. Eu știu destul de bine cazul, că m-am interesat de când a apărut. Da? Aici sunt multe probleme. Da? Spre exemplu, directorul trebuie să aibă și normă didactică, ceea ce tâmpenii. Da, ori director, ori ai profesor. Ori ești manager, și în cazul spitalelor e așa. Tipuiți-vă că vine o chestie urgentă pentru un profesor care este și director și îl trebuie să iasă din oră. E o tâmpenie de făcută lege cu picioarele, efectiv. Sunt, repet, cauze structurale în toată povestea. E un conglomerat de cauze care și noi vedem doar efectul în momentul de față. Astfel de lucruri. Dacă le luăm pe rând, da, și ne uităm la cauze, o să vedem că sunt multe. Sunt foarte multe. Da, eu nu cred că un profesor poate să facă singur ceea ce, spre exemplu, v-am dat de exemplu cu legislația, ceea ce legislația nu l-ajută să facă. Da, un consilier, spre exemplu, ca să asigure partea asta de acompaniere victimelor bullying-ului în școală, are o normă de 800 de elevi, 600 în momentul de față. 600 de elevi, un consilier. Închipuiți-vă că are 4 școli ca să acopere 600 de elevi. Nu face consiliere niciodată în viața lui. Da, dacă ar face consiliere măcar cu 100 din aia 600, ar fi perfect, dar nu cred că face măcar fizic, 100. Fizic n-ai când. N-ai când fizic. Da? Pentru că e lege gândită cu picioarele. Dar nu e gândită pentru copil. Dar în cazul în care acel manager de unitate de învățământ, directorul școlii, merge și spune: domnule, nu pot să am și ore cu elevii, să și conduc această unitate de învățământ. Aleg una din două. Asta e ar fi ideal. Dar nu se întâmplă asta. De ce, Gelu Duminică? Pentru că respectivul manager de unitate de învățământ primește bani separat pentru că el conduce acea unitate de învățământ și bani separat pentru că predă la ore. Nu, există o normă de conducere, deci există un spor de conducere care este alocat, nu îl dă bani în afară, bine, nici puțin. Nu vin aici să spun că vai de mine, deci, se lăfăie în bani. Noi trebuie să ne gândim totuși la cauzele sistemice. Da, noi avem efecte în zona de bullying și slab management al școlii. Pentru că școala de la Flămânzi e o școală slab calitativă, unde profesorii nu sunt printre cei mai rupți din soare. Pentru că nu vin profesorii lui din școală în școlile astea mărâte. Dar acolo, spre exemplu, copii, mare așteptare de la rândul a profesorilor pentru ceea ce vrește copii e să stea cu minți. Că ies analfabet pe bandă rulantă de acolo. Ah, da, acolo e principala responsabilitate a profesorilor. Dar sunt multe lucruri la care noi trebuie să întâmplăm, dacă aș fi să rezum așa în câteva cuvinte, ar fi educație inclusivă de calitate. Asta ne lipsește. Educație inclusivă de calitate înseamnă multe. Ceea ce vedem acolo sunt doar efectele slabe incluziuni, da, și calității foarte slabe a educației, care vin la pachet cu toate astea. Bullying, violență, agresiune, da, sunt rezultate foarte slabe și așa mai departe. Uitați-vă la datele de promovabilitate de la școala din Flămânzi, liceul din Flămânzi, că era la liceu. Și să vedeți ce cifre au acolo. Nimeni nu s-a deranjat vreodată. Să vadă ce se întâmplă cu adevărat în școala aia și să-i dai elemente. Vă mai dau o chestie și îmi cer scuze că am senzația că îmi monopolizez. A fost programul ăsta de reducere a abandonului în momentul de față, da, care prin PNRR.
și au aplicat vreo 1500 de școli. Au primit finanțare vreo 1491. Vorbesc pe bune acum, deci doar vreo 9 ne-au primit finanțare. Școli cu 0,9 rată de abandon, 0,9, adică nimic. Da, au primit 200.000 de euro să reducă abandonul. Băi, nebunit, da? Adică ăsta, ăsta e sistemul. Adică lumea nu s-a uitat să ducă bani unde trebuie. Și a dat la toată lumea că e omul cutare, că are carnet de culoarea cutare și așa mai departe. Până nu investim cum trebuie în educație, din păcate cazurile din astea tot se întâmplă și îmi cer scuze că am vorbit. Ciprian Purice, te rog, vreau să concluzionăm acest subiect pentru că mai avem încă o altă informație extrem de interesantă. Cine crezi că va plăti până la urmă? Doamna director și-a asumat profesional ceea ce s-a întâmplat, da? Și-a depus demisia, a zis că e în preaviz și că nu mai... Bine, e în preaviz. În loc să stea acasă de tot, e în preaviz că așa prevede legea, apropo de ceea ce spunea Gelu Dumitru. Cred că ar putea plăti și penal. Pentru că aici vorbim de o incendiere. E o vătămare corporală gravă. Acolo s-a deschis dosar penal și, în mod normal, eu știu că profesorul supraveghetor, deci cel care stă cu copiii în clasă, este responsabil. Concluzionând strict pe subiectul acesta al încăierărilor, al micilor din clasă și al evenimentului nefericit de acum de la Botoșani, numitorul lor comun este absența cadrului didactic din clasă, ca să nu mai divagăm. Deci dacă acolo avem un profesor adevărat care știe să se impună în fața elevilor, nu se întâmplă nici bătaie, nici scandal, nici nimic. Că numai, ne rezumăm strict la partea de comportament. Dincolo, la calitatea educației, aici este o discuție enormă, uriașă și toată lumea să face că face, că am vorbit zilele trecute despre ministrul educației care am trecut de la semestre la module, în loc să băgăm bani în educație, facem tot felul de alte modificări care nu ajută la absolut nimic. Toate discuțiile ar trebui să începe de la bani mai mulți pentru educație, mult mai mulți. Vreau să vedem și o situație foarte dificilă. Vă rog să rămâneți alături de mine. O să comentăm împreună acest subiect. O situație extrem de dificilă în care se află cantinele sociale din România. În contextul scumpirilor în lanț din aproape toate domeniile și a creșterii prețurilor la alimentele de bază, reprezentanții acestor centre de ajutor pentru nevoiași spun că abia se mai descurcă să asigure hrana abonaților. Stăm de vorbă despre acest subiect cu Picu Apostol Roman, este directorul cantinei sociale din Galați. O situație critică în care vă aflați, domnule Picu Apostol Roman. Vă rog frumos să ne detaliați situația. Bună ziua, sărăuire! Din cauza lăcomiei producătorilor din energie, ne așteptam la un astfel de carusel al majorării prețurilor în care... Iată, intrăm ca victime cantine sociale din toată România, nu este o chestiune legată doar de Galați, din toată România. Și aici au intrat ca victime și spitalele și căminile de bătrâni și care s-au văzut în situația de a face... Mă auziți? Da, cum să nu, vă ascult. Bun, de a face licitații și licitații la care nu s-au prezentat oameni și nu s-au prezentat firme pentru că nu-și pot ține prețurile. Și atunci te chinui ca să ții aceste prețuri și să faci mâncare din 12 lei pe zi. Asta este alocația pentru o cantină de ajutor social. Eu n-am crezut că la 30 de ani de la Revoluție cantinele sociale să mai reprezinte un așa mare interes în România. Dar iată că au ajuns cetățenii să-și numere cartofii și gogoșare pe care îi cumpără să-și bage în mâncare. Și cu astfel de probleme ne confruntăm și noi, cei care conducem cantine de ajutor social sau cei care conduc spitale, cei care conduc azile de bătrâni sau cămine de bătrâni. 12 lei pe zi pentru două mese la cantinele sociale reprezintă acum foarte puțin. Numai că guvernul probabil va veni și va da o hotărâre de guvern prin care va majora suma aceasta, dar suma aceasta va lovi iarăși în primărie. Primărie care are și ea problemele ei de investiții, de cât să suporte și primăria acum. Vă dați seama că toate lovesc în primăriile din localitățile unde funcționează astfel de cantine. Pentru că ele trebuie să suporte. Guvernul mai puțin suportă și nu suportă. El dă o lege și spune de la 12 lei până la 16 lei. Dar primăriile municipiilor trebuie să suporte această diferență de preț care, cum să vă spun, grevează destul de mult pe
bugetul local. Noi trebuie să facem, cum să spun, un echilibru între ceea ce cerem și ceea ce poate da municipalitatea. Numai că este foarte clar 12 lei pe zi de asistat social cu care trebuie să-i faci două mese, prânz și cină, este insuficient. Deci, acum, practic, 6 lei pe masă aveți în momentul de față alocați, 12 lei. În spitale 12. Sunt 11, ca să fiu așa un pic ironică, domnule Roman, cred că stați un pic mai bine, dar, Doamne ferește, nu vorbesc serios, evident. 12 lei în contextul în care absolut toate alimentele de bază s-au scumpit, câți abonați aveți la cantina socială pe care o conduceți? La ora actuală noi deservim 400 de asistați sociali, din care 75% sunt copii. Asta ca să batem în cuie din capul locului, că prea mulți oameni am auzit că mama e tatuată, tata nu știu ce. Pe mine nu mă interesează, mă interesează că sunt 75% copii pe care eu nu vreau să-i văd curcându-se flămânzi. Punct. Și asta este și punctul de vedere al primăriei. Vrem, nu vrem să recunoaștem nevoiașii unui oraș, sunt o parte a acelui oraș și trebuie să ne ocupăm de ei, că nu suntem oraș și nici suntem țară de barbari. Asta e una. Deci vorbim de 12 lei, 400 de asistați pe zi și încă 200 de refugiați pe care hrănește cantina de ajutor social. Păi numai la refugiați acum am dat, pentru, bine, ei au pe hotărâre de guvern 20 de lei pe zi, am dat 20.000 de porții de mâncare la refugiați. Și nu s-a terminat treaba, să știți. Adică avem în continuare 200 de refugiați pe zi. Nu mai spun de pandemie. În pandemie, cantina de ajutor social Galați a servit 57.000 de porții de mâncare. Adică este o unitate pe care primăria se poate baza și orice primărie din lumea asta se poate baza pe cantinele sociale. Nu trebuie văzute la un mod negativ. Ce le dați acestor oameni să mănânce, domnule Roman, de 12 lei două mese? Pentru că am avut licitații foarte, foarte bune și convenabile cu acord cadru pe 2 ani de zile și din 3 în 3 luni de zile chem să se bată în prețuri la contractele subsecvente, nu a fost masă fără carne, înțelegeți, și prețuri foarte bune. Adică, ca să vă spun acum așa, cumpăram pulpele și copănele de pui la 6,50, 7,50, acum 16 lei. Picăței de pui de la 9 lei la 18 lei. Puiul gril de la 8 lei kilogramul la 15 lei kilogramul. Aripioarele de pui de la 7 lei kilogramul la 15 lei kilogramul. Adică s-au dublat, adică 100 și ceva la 100. Ei, facem, noi încă acum, eu am la primul zvon că se măresc prețurile la energie, la combustibil, la toate acestea, eu am făcut o aprovizionare puternică și încă am, cred că sunt singura cantină din țară care are stocuri foarte bune. Dar, da, dar nici nu puteți să vă faceți pe termen lung, pentru că expiră și produsele acelea, materia primă nu... Da, dar așa este, numai că am fost destul de deștept să fac custodii la diverse firme care ne aduc nouă alimente în spațiile lor fric, și, dar așa ca mine nu s-au comportat toți. De aceea vreau să atrag un semnal de alarmă că... N-aș vrea să se majoreze cu 100% quantumul acesta de 12 lei să se ducă în 24 de lei. Pentru că nu are putere primăria municipiului. Am înțeles, banii vin de la primărie, decizia stă la guvern și practic puneți o sarcină în plus, o sarcină în plus în seama primăriei. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Picu Apostol Roman, pentru intervenție și pentru toate aceste informații pe care ni le-ați furnizat. A fost directorul cantinei sociale din Galați. Gelu Duminică, acestea sunt probleme. Oamenii mor de foame în România anului 2022. În spitale, să nu mai zică, la un moment dat făceam acea glumă, 11 lei în spitale, acum înțeleg că norma de hrană crește la 22 de lei. Super! Mult, mult, 22 de lei, 3 mese. În spitale acum mănâncă bolnavii cu 11 lei, 3 mese, nu 2. Da, cifrele astea, cum să spun, au devenit total insuficiente, nu că înainte ar fi fost super suficiente, de când cu explozia prețurilor generată de criza energetică, hai să zicem așa. Lucrurile sunt abia la început, da? Pauperizarea populației va continua. România nu stătea bine nici înainte de pandemie, hai să zicem așa, începutul crizelor.
dar avea cam 4,5 milioane de persoane care trăiau în deprivare materială severă. Tare mie că numărul a crescut în momentul de față, pentru că potențialul pe care îl aveam era de undeva de 9 milioane, care erau în risc de sărăcie, dintr-o populație de 19 milioane, adică aproximativ 50% din populație în risc de sărăcie. Asta e România. Da, extrem de polarizată între ce vedem așa în marile aglomerații urbane și ce se întâmplă în afara marilor aglomerații urbane. Din păcate, oamenii ăștia au fost ignorați, nevoile lor au fost ignorate de ani de zile. Mulți dintre ei au fost ținuți în stadiu de pauperizare pentru că sunt mai ușor de controlat și pot să vă dau zeci de exemple și zeci de cazuri. Da, și agenda lor este ultima din coadă. Adică guvernul se gândește după un an de când a început scumpirea sau de când se știa de scumpirea carburanților și surselor de energie, se gândește că, ai, bă, că totuși avem și noi niște oameni care depind de noi și ar trebui totuși să mai creștem panorama aia de alocare financiară per capita. Nu e o noutate. Adică oricât din astăzi sunt în zona de noutate. Adică am văzut atât de multe prostii în guvernările astea de când cu pandemia, atât de evidente, dar încât îmi dau seama că oamenii ăștia efectiv sunt rupți de... Nu cunosc societatea românească. Nu cunosc în diversitatea ei. Adică ei gândesc numai pentru, cum spun americanii în literatură, white middle class Christians. Adică dau o anumită tipologie din care ei se regăsesc. Dacă nu ești în tipologia aia, Dumnezeu, cum e la mă, când s-a venit rândul? Ciprian Purice. Înțeleg că la București, da, nu sunt probleme foarte mari pentru că au fost alocați de la primării. Nici nu merită comparația pentru că bugetele primăriilor din București sunt mult peste ceea ce au primăriile din țară. Aici au fost alocați bani mai mulți, cred că sumele sunt puțin mai mari. Și atunci licitațiile tot așa făcute din timp și deocamdată la nivelul capitalei nu sunt aceste probleme. Dar în România am stat de vorbă cu directori de cantine sociale din mai multe orașe din țară, nu doar la Galați această problemă. Da, din păcate ceea ce se întâmplă la Galați și ne povestea domnul Picu Apostol Roman este radiografia precisă a ceea ce se va întâmpla la scară mare în țara noastră. Pentru că omul fiind direct în piață, cumpără direct de la producători, a spus foarte clar, s-au scumpit alimentele cu peste 100%. Da? Probabil la marile supermarketuri, retailerii încă mai țin lucrurile un pic sub control, sunt contracte mai vechi în derulare, dar asta ne paște pe toți. Deci scumpiri în lanț pe toată linia. Și în timpul ăsta guvernul, ok, am văzut că dă niște stimulente, niște ajutoare pentru oameni, dar astea sunt paliative. Nu vedem strategii concrete care să ne scoată din sărăcie și singurul care ne scoate din sărăcie este munca, da? Locuri de muncă, o populație educată plus valoare, asta e cheia. Că vorbeam adineauri de liceu tehnologic de la Flămânți. Păi de ce copiii ăia să ia bacul? Trebuie să ia toată lumea în țara asta bacul? Suntem numai o țară de directori și de oameni cu studii superioare? Țara asta nu mai are nevoie de strungari, de frezori, de paznici, de șoferi, de orice altceva? Pentru că în guvernul nostru, ministrul educației pe drumul lui și nu discută cu ministrul de la muncă. Băi, hai să facem o strategie în 5 ani de zile. Ce o să aibă nevoie piața forței de muncă din țara asta ca să creștem odată țara, nu să dăm numai pomeni electorale. Ei nu discută și nimeni nu se ocupă. Acum sunt doar ce ne paște pe noi e nepăsarea acumulată de atâția ani de zile. Deci haosul și lucrurile foarte, foarte grele, rele care se vor întâmpla în țara noastră, în special pe partea materială, pe partea alimentară, energie, nu mai vorbesc de alte lucruri, se întâmplă pentru că politicienii noștri s-au ocupat așa numai să panseze anumite răni, anumite deficiențe, nu să le apuce de-a binelea să le rezolve. Și vă repet, singurul lucru care ne scapă de sărăcie și de deprivare materială, cum îi spunea domnul Duminică, este munca, serviciu. Să meargă omul la serviciu să câștige un ban. Mult puțin, măcar să-l câștige. Da, doar să spun că informația România are cel mai mare număr de oameni care trăiesc în deprivare materială severă și care lucrează la nivelul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, munca, din păcate, nu este suficientă. Dacă nu e și conceptul european, better jobs and better paid. E o mare discuție. Însă revin, România are cel mai mare număr de oameni care lucrează,
sunt activi pe piața muncii și care trăiesc în sărăcie la nivelul Uniunii Europene. Din cauza veniturilor foarte scăzute. Nu uitați, mai bine de jumătate din angajații României sunt pe salariu minim pe economie. Nu uitați. Mergem în publicitate, revenim. În doar câteva minute rămâneți alături de noi. După ce a reușit să dezlănțuie haosul în întreaga lume, Vladimir Putin anunță acum o criză alimentară, iar Occidentul este de vină, spune acesta. Președintele rus a cerut guvernului să restricționeze și să monitorizeze exportul de alimente. Rusia este unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din lume. Cât despre problemele economice globale, tot Occidentul este vinovat, nu războiul declanșat în Ucraina, spune Putin. Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж. А именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику. Cererea de restricționare a exportului de alimente a președintelui rus Vladimir Putin a venit în contextul în care Rusia este unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din lume. Vladimir Putin a mai avertizat că penuria de alimente ar putea fi amplificată și de un inevitabil deficit de îngrășământ la nivel global. Această problemă fusese deja raportată și în unele state membre UE încă de dinainte de războiul din Ucraina, în principal din cauza creșterii prețurilor la energie. Vladimir Putin a pus însă responsabilitatea acestor probleme pe seama Occidentului. Мы наблюдаем их наших партнеров очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Războiul din Ucraina riscă să ducă la o criză alimentară nu doar din cauza stopării exporturilor din Rusia, ci și din cauza situației din Ucraina. Anterior invaziei ruse, Ucraina se număra printre cele mai importante surse de produse agricole din lume. Cel puțin pentru acest an însă, exporturile de grâne, orz sau lei de floarea soarelui au fost stopate în totalitate de autoritățile din Kiev în contextul războiului. Gelu Duminică și Ciprian Purice în continuare alături de mine. Gelu Duminică, este vorba de o strategie a Rusiei odată cu aceste anunțuri sau o realitate pe care o vede Vladimir Putin? O strategie a Rusiei, mă refer aici la o amenințare. Aveți grijă că nu vă mai dăm nimic. Și. Da, pentru că... Hai să luăm cu inversul. Da, Rusia este o țară izolată în momentul de față, o țară care depindea foarte mult și de importuri. Adică da, exportau multe, dar și importau foarte multe, economia lor bazându-se foarte mult pe importuri. Așa că în momentul în care nu o să mai reușească să importe lucruri, logic trebuie să descurce cu cei în interior. Asta înseamnă nu mai vindem, ne descurcăm cu ce avem în interior. Hai să zicem, lucrul ăsta este evident în orice situație de conflict. Dar țara agresoare a trecut prin chestia asta. Întotdeauna. Pe de cealaltă parte, logică, păstrând proporțiile cam în chestia cu gazul. Da? Băi, fraților, adică voi depindeați de noi, Europa asta, depindeați de noi și cu grâu, și cu floarea soarelui, și cu gazul, și cu ce, ghiște, cam nasol. Acum, dacă e să ne uităm la nivel european, vedem țări care se joacă cu principiul ăsta, care vin și spun, bă, de acord, nu-i bine că au atacat Ucraina, dar noi totuși avem nevoie de gazul vostru. Uite, Orban, Victor, da, în Ungaria, a câștigat cu alegerile, cu unul dintre sloganuri, folosind ungurii nu trebuie să supere de frig. Da? Și a zis, băi, noi înțelegem, poporul maghiar, da, cum e războiul, până la urmă, da, gazul e gaz, frate. Alții au acceptat să plătească în ruble. Alții, da, adică condițiile astea, cu siguranță, în momentul de față, da, își încearcă să-și găsească cea mai bună poziție de negociere, sperând că cei care sunt dependenți, și mai ales zona africană, da, de producția agricolă a Rusiei, vor intra în jocul ăsta de șantaj economic, da, pe care Rusia îl face. Va intra, Ciprian, în acest joc de șantaj economic? Va intra vreo mare putere? Și fac aici referire în primul rând la Germania, că știm care e situația acolo cu gazul rusesc. Păi deja Germania este în acest joc, că vorbeați de gaz. Niciun metru cub de gaz n-a scăzut din Nord Stream 1, care pleacă direct din Rusia și intră direct în Germania.
Țeava aia de gaz este bine, mersi, funcțională, nu s-a modificat, vă repet, un metru cub în minus nu s-a modificat, deci în continuare. La fel, sunt sigur că s-a va întâmpla și cu partea cererea arieră și restul produselor alimentare agricole, de fapt, pe care le produce Rusia. În schimb, eu aici aș fi puțin pragmatic, pentru că orice scădere de producție agricolă din Rusia și din Ucraina ar trebui să ne avantajeze pe noi România, noi fiind următorii mari exportatori de cereale. Ar trebui să profităm de asta, dar oare știm sau exact? Suntem capabili să facem acest lucru? Păi suntem capabili dacă guvernul României se va implica și le va spune producătorilor, fraților, prețul la bursă e atât, nu vindeți mai jos de atât. Adică să nu câștige intermediarii, cum se întâmplă mereu. Fermierii români se ia praful de pe tobă și șmecherii intermediari care joacă pe bursă prețul grânelor să ia cea mai mare parte. Cum s-a întâmplat cu gazul românesc, cum s-a întâmplat cu energia românească, că energia românească e vândută la bursă la Viena sau în alte părți. Deci poate să vândă oricine, să cumpere oricine din Europa energie electrică românească, ieftină. Dacă se va întâmpla la fel și cu grânele, asta e. Asta e țara. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența în emisiunea de astăzi. Ciprian Purice, jurnalist, a fost în legătură video directă cu mare drag. Te mai aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc tare mult, Gelu Duminică. Același mesaj, vă mai aștept cu mare drag în emisiunea Talk pe 1. Vă mulțumesc foarte mult, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Continuăm, bineînțeles, să fim atenți la principalele evenimente ale momentului. O sinteză a acestor principale evenimente ale momentului va fi făcută începând cu ora 15 de colega mea, Irina Petraru. Urmează știrile B1 TV la fix. Eu sunt Aneta Sângiorzan, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc să aveți o zi excelentă în continuare. Ne revedem mâine la ora 13. Numai bine!